Salut tuturor, ce faceți? Bine v-am găsit la primul meu episod de Let's Play, în sfârșit. Încep și o serie asta de mult, atât am amânat, nici eu nu știu de când tot amân, dar în sfârșit, cum a început și vacanța, am avut un pic de timp și normal că video pe YouTube trebuie să facem. Na bun, hai să începem o dată. Survival, scheme aici, Let's Play. Na bun. Și m-am gândit aici la Sid chiar să-l las fără, fiindcă dacă știi ce o să fie, nu-i mai așa amuzant. Și o să ne distrăm. Doamne ajută! Hai da! Sper să fie ceva fain, o Sid fain, că nu joc pe o insulă pustie înconjurată de apă, deci nu fac așa ceva. Pare fain, pare fain. Oi, oi. Hai, încarcă-te! Na bun, să vedem cum făcea și Bear Grylls în seriile lui în Man vs. Wild și alea. Trebuie să te urci sus de tot, să vezi cam ce-i în jur. Asta o să facem noi acum, dacă nu mor între timp. Na bun. Să mergem pe muntele de acolo. V-aș ruga tare mult să scrieți în comentarii ce ar trebui să construiesc, fiindcă, drept să vă spun, cred că de jumătate de an, nu știu, de 2-3 luni, habar n-am. Deci n-am mai jucat pe Survival așa să-mi fac casă și chestiile astea. Deci numai pe serverele alea Lifeboat, de Hunger Games, de la LibLC. Chiar mi se pare foarte calme de fapt atâtea serii, dar, doamne, cum urcăm. Na, deci v-aș ruga să scrieți în comentarii cum să-mi fac casă, o să țin cont și de sugestiile alea, pentru că abona aici n-avem cum urca. Oare în ce parte să mă duc? Da. Să poate cumva să urce aici. Da, pe aici. Nu. Mulți m-au întrebat cum înregistrez. Deci m-am gândit chiar să-mi fac în vacanța asta jailbreak, numai atâtea presupune. Deci trebuie să-mi copiez toate datele din iPhone, fiindcă am o groază de chestii. L-am de 64 și mai am liber 16 GB, deci vă dați seama. Bine, aplicațiile nu, dar în mare parte notițe, contacte, chestii, figuri, trebuie copiate. Chiar n-am timp, deci eu pur și simplu înregistrez de pe Mac. Deci acum am conectat la Mac și cu ajutorul unui program foarte ușor le realizez și da. Nu toată lumea își permite un Mac, deci bănuiesc că pentru mulți cel vechi e foarte util. Ce face așa? Na bun. Ia, ce fain. O să mergem acolo. Trebuie să mă gândesc bine, fiindcă o să fac probabil în câteva sezoane. Cum e și vacanța, o să încep să aplaudez mai mult. Și o să facem un sezon așa cam de vreo 100 de episoade, nu știu, cam pe acolo. Și o să facem la pe hartă și pe al doilea sezon o să încep iar de la început, deci 100 de episoade trebuie să facem unde cu fain. Oare să mă duc acolo, oare? Sau acolo? Să vedem, în jur mai este ceva de pădure din asta. Eu mă gândesc să mergem acolo, poate găsim ceva fain. Serios. Sper să nu mor până acolo. Să nu ne prindă noaptea. Asta e tare important, tare, tare important. Îmi pare chiar fain acolo. Mă gândesc oare să-mi fac casă, chiar asta ziceam, să scrieți în comentarii, că nu știu chiar cum să-mi fac casa. Așa. Nu știu chiar cum să-mi fac casa și mă gândesc ori într-o peșteră, ori pe un vârf de munte, să am de unde pica, sau, nu știu, într-o peșteră. Chiar v-aș ruga să-mi scrieți în comentarii, că m-a ajutat mult. Hai, nu, serios, ceva mâncare, că mor. Na bun. Doamna vaca, doamna vaca. Te rog, de mâncare. Serios, ce nu mor? Ai, bun. Ai, ce mor, mă satură o viață. Dar bun, deci unde mergeam? Cred că aici. E așa și fain acolo, atâția munți. Nici e fain, no, bun, o să avem ce explora. Un episod mă gândeam să-l fac cam de vreo, nu știu, să zicem așa, 20-25 de minute. Depinde cât mă ține creativitatea, că chiar n-am mai construit de mult case și din astea.
Probabil în episodul ăsta o să-mi găsesc locul potrivit și să-mi iau câteva din astea resurse, cum ar fi niște pământ esențial. Ei, ce fain la lumea. Deci, ceva pământ, lemn, încât să putem să pornim ceva. No, bun. Cum n-ai, dar hai să tare faza. Să vedem în peștera asta, nu am găsit ceva. Poate mai pot urca înapoi. Vedem. M-ar ajuta tare mult dacă aș vedea ceva. Nu. Ar trebui chiar să-mi iau niște lemne și să am cu ce spade să-mi fac o torță sau chestiile astea. Mă gândesc, nu știu dacă ar fi fain, să scrieți în comentarii, ar fi fain să-mi fac pe platforma asta sau ce naiba fac aici acasă oare? Ar fi fain să aici să fie ceva grădină sau în astea plantații. E pepen. Așa, și aici acasă, nu știu, înainte trebuie să urc cumva sus, dar înainte niște trebuie niște lemn, trebuie. No. Atât am amânat, deci asta, fiind prim episod, chiar, nu că mi-a fost rușine, emoții așa de început, ciudat. Am uitat și la alții și Jack Frost Miner la atâtea, adică capul meu ăla, nu știu cum și-au construit mara aia de vânt acolo. N-am de când să-mi fac așa ceva, probabil mai încolo. Probabil dacă o să am resurse sau ceva, o să încerc să fac și logo-ul YouTube aici lângă casa mea. Că mi-am făcut și o schiță, am văzut pe YouTube la unul cum a făcut-o pe un Xbox și am făcut și schița, mi-a luat cam o oră, dar na. Aș încerca să fac, m-am trebuit la lână, hai de capul meu, și trebuie și dirt, ca să pot să urc cumva, că nu pot să zbor și na. Vedem noi, înainte să-mi fac o casă. No, bă. Te rog, nu fă asta. Vaca. Să vedem, oare. Nu, contează așa. Facem și un crafting table. Bun. Facem niște arme. Oh, nu pot să-mi fac cine. Hai, asta, bun. Așa. Serios, chiar trebuie să fiu... Ajunge, bun. 5. Ah, bun. No, bun. Acum... Ce te uiți, mă? Așa. Ar trebui acum să vedem, să urcăm cumva sus. Poate văd o altă locație. M-am gândit în principal la asta. Opa, avem safir. Mai încet. Ce aici? No, bun, să luăm și chestiile astea. Poate plantăm acolo sus. Ăstea chiar n-am știut până mai nou. M-am uitat și pe YouTube la alții. Am văzut pur și simplu ăstea îți dau culorile alea sau nu știu ce naiba poți să faci cu ele. Deci o iei și poate fi... Vedeți culoare galben. Acum chiar n-am știut cine... Deci sincer, cine ia flori de pe jos. Eu n-am obișnuit să iau flori de pe jos, deci da. Trebuie să ajung cumva și la alea. Ele-mi pe aici. Și n-am putut să-mi fac niște lopeți, ceva. N-am bun. Asta-mi trebuie și asta. N-am bun. Și una din asta până ajungem să-mi fac casa sau ceva. Să am niște are. N-am bun, are sursul să le iau. Hai că le iau alea, că văd că vine noaptea. Și o să fie o aventură pe cinste. Mai ales dacă să fie plin de creeper și... Alți musafiri ne doriți. Vreau să încerc să nu cadă, fiindcă n-am chef să urc iar. N-am urc. Bun. No, am ajuns. Să luăm ăsta. Ar trebui rapid să mă mișc, să ajung repede sus. Zim că mi-l dă. Bun, merge. Să ajung repede sus, fiindcă dacă mă prinde noaptea pe aici, o să fie nașpa rău. No, mă rog, ajunge. Ai, no, serios. Ai de capul meu. Aici mă prinde. No, bine. Aici mă prinde noaptea. Nici. Ah, cred că e platforma inor. No, bun. Sus nu cred că e așa mare pericol. Numai dacă cumva nu vine un monstru sau o porcărie din aia care aruncă săgeți. Și
șmăț pe jos, o să zic ceva fain. Nu, da, oare un potur ca cumva mai repede. Fix după videoclipul ăsta o să filmez și un Hunger Games. Deci chiar ador genul ăla de joc. Deci fenomenal, după mine chiar e foarte fain. Nici tare, chiar e o idee bună. Na bun, pentru început nu mai văd nimic. Oh, începe. Serios. Na bun, a început noaptea. Na bun, să vedem, îmi pun asta jos și să-mi fac niște... Bine, că mi-am luat foarte mult lemn. E foarte bine, mi-am luat-o gros. Punem pentru început niște torțe pe aici, să văd ce fac totuși. Dacă ar fi vreo 3 oi pe aici până apropiere, să-mi pot face și un pătuț. Că n-am chef să petrec noaptea apărându-mă de porcările astea, picioare. Hai de capul, cum stai acolo? Asta e nedea pică. Hai, pici. Nu pici, bro. No, bun, ar trebui să mă duc cumva să găsesc niște... Oi, n-am putut să iau de jos, că mai erau... Cred că ar trebui să cobor. Iau chestia asta. Îmi place să am aici jos bara asta, nici să o am frumos făcută, să le am toate la îndemână și... Ce s-o zic? No, bun. Coborăm acolo jos să iau niște oi, că chiar n-am chef să mă apăr toată noaptea. Și dificultatea nu o să mi-o dau la mine, știi că, na, nu snob. Deci... E mor acum, eu nu mai vin până aici. Nu, bă. Uite, una, două, pot ies vreo trei. Nu, lasă-te, nu fă așa. No, bun, hai că începe. Nu, ibai, bun, iui, fugi. Ioi, și torțele mi-s acolo, nu-i bine, chiar nu-i bine, nu-i bine, e rău. Poate dau, nu, e rău. Da. Probabil până aici a fost, oarecum să sap să mă bag jos, mă bag jos. Nu veniți. No, bun, eu nu mai fac nimic. Bun. Cam, no, mișelesc, dar n-am cum să supraviețesc altfel. O să încerc să-mi iau niște piatră, că altfel nu rezolv mare lucru noaptea asta. Sper să mai țin minte unde mi-s torțele alea, deci mai am o groasă de bar. Hai, odată. No, serios. Minecraft-ul, da. Abia aștept să vină 0.11, dacă ar băga și bărci, ar fi chiar ca lumea. Chiar ca lumea ar fi. Nu știu când se face ziua, deci... Știu că pe aici am urcat bun. Poate găsesc și niște fier. Am crafting-ul la mine. Da, da. Vindem aici. No, bun. Asta... Deci ce mi-a făcut? Târnăcop, iau asta. Nu-i bine, rămân fără resurse, nu-i bine. O să le folosesc alea până le termin, până se distrug. No, hai să minăm, poate găsim ceva. Și așa afară mă pot duce. E clar ce va urma. Mă dă iară la spawn și nu mai vin până aici, sincer, chiar mai vin. No, bun. Hai de-aș da de niște cărbune. Așa. Unde te sună? No, bun. Dacă vreți să mă urmăriți pe Twitter și că acolo o să scriu chiar când o să încep să joc pe serverul de la Lifeboat și puteți să vă băgați voi și... Poate să facem un episod împreună. No, bun. Vedem cum stăm aici. Așa. 20.
Haide să faci odată, zic că nu îmi dau dificultate aici, serios, nu îmi dau. Putem supraviețui. Putem supraviețui, nu-i bani. Dacă aș găsi niște, oh, serios, dacă aș găsi niște cărbuni, ar fi bine. Hai. Chiar nu știu cât de adânc trebuie să sar ca să găsești niște cărbune. Deci, din ăla găseam pe alte hărți când jucam mai de mult cu colegi, jucam și găseam fără, deci pur și simplu era la suprafață. Acum când îmi trebuie, hai de capul meu, serios. Ai, nu. O să fie un început cam, nu. O să fie cum o fi, măcar să nu mor aici. No, perfect, e bun. Hai să mă arăt să găsesc ceva, că altfel nu pot mai urla asupra față cu toți legionilele acolo. Hai, serios, nimica. Îmi umplu inventarul de piatră, nu găsesc nimica. M-ai întors? No, e clar că aici e undeva o peșteră. Asta e nașpa, chiar când minez, deci s-ar putea să pici, nu știu, într-o lavă, ceva de gen, deci nu m-a surpriză, are Minecraft ăsta. A drept să vă spun cum am început eu Minecraft, deci am văzut la niște prieteni că se jucau și pur și simplu mă miram, ce joc tâmpit, chiar ce poate să vă placă atâta. Mi l-am downloadat. Și cum mi l-am downloadat, cred că nu știu, s-o dus câteva ore, nu mult, dar așa m-o prins, chiar e foarte, foarte calm. Pe PC chiar nu joc așa mult pe Mac, dar poate să încep și acolo o serie. Și, na, înainte, dar mie mi se pare chiar mult mai popular și mai jucat de multă lume ăsta de Pocket Edition, deci chiar mi se pare calm. Serios, nimic n-am găsit, ai de capul. Să sparg asta, oare e ceva după? Hai, no, serios. Nimic. No, bun, hai să revenim la suprafață, poate prindem ceva. Un zombie. Îl prindem de mână. Hai. Pe fundal o să pun o piesă faină, că liniște chiar. No, nu poate fi. Episodul ăla, liniște. Mă gândesc că s-o fi terminat noaptea. Poate. Am luat tăcerea acolo. Măcar am niște pietre. De cade unul pe mine, o să zic ceva fain. Eu să am la îndemână. Mai bine ăsta, să nu risc să cadă pe mine. Hai, te rog, zic. Bun. Na, bun, putem să ne continuăm. Ce-o să... Nu, Enderman. Eu, e rău. Ai, serios, acum stau aici tot episodul, no? Și dacă murim, continuăm iară, gata. E clar că nu o să supraviețuiesc eu mult. Nu. Cred că de aici am venit. Nu. Hai, te rog, dăm ceva. Te rog, nu. Nu mă vadă. No, bun. Mă duc, îmi iau. Păi ce-am făcut? Așa, ardeți. Ardeți. No, bun. Pe la el cum arde. Mă scuzați. Așa, gata, bun. Ce cum vreau? Așa. Melonșoșa, fie de folos. Serios. Plinde. Să-mi iau alea și să mă duc undeva să-mi încep casa, fiindcă nu o să mă plin tot episodul, să-mi caut resurse, să mă ferez de niște porcării. Oare să mă duc în depărtare, într-o pădure? Ai, aș fi putut să-mi zică câțiva, dar e posibil. Sau cel puțin o să mă duc și-mi caut chiar un loc unde să-mi fac tabăra, poate pentru o noapte, pentru ceva.
chiar îmi place în defileul ăsta sau ce-o fi în valea asta, mă gândesc să merem și acum. Mă rog, hai să merem, poate găsim ceva mai fain pe drum, niște resurse, o peșteră, ceva. Mai trebuie să luăm înainte niște lemnoase. No, bun, rămâne un pic, un pic. Așa, no, bun. Dacă mă mai atinge, cred că vreun zombie sau vreo porcărie din aia, cred că am și murit. Probabil că ăsta e episodul ăsta, o să-l fac de vreo, nu știu, jumătate de oră, că pur și simplu atât de greu la început și eu cum nu sunt meseria asta, așa, experimenta bun, mă vă spun. Mă scuzi, copile, dar mi-o trebuie pe măta. Te descuști. No, bun. Ceva aici nu-i nimic, serios. Așa hartă, nu tu diamante, ci diamante. Să vorbesc, nu tu cărbune, nu tu nimica. No, bun. Măcar de-aș omorâ niște vaci să-mi fac o armură din aia, din piele, din vacă sau ciofi. Bun, bun, mâncare. Auzi, dă-mi-le, nu, serios, nu. Dacă nu, bun. E rău. No, bun. Cred că nu mă consum, că asta nu-mi dă viață. Acum văd și eu cât e de fain survival. Hai, da, nu par. No, bun, ajunge. Hai, poate găsim aici ceva fier, ceva. Bun, în sfârșit. No, hai că începe lumea asta ca lumea. Așa, mă gândesc, nu știu ce să-mi fac înainte casa deasupra până găsesc resurse, după aia mai fac. Nu, Enderman, serios, nu, deci chiar n-am nevoie. Dacă e în spatele meu, să-l ia dracu. Nimă cât ești, n-am găsit acolo și cât am săpat. Ce asta? Oare e ceva fier? Nu văd nimic. Nu. Să luăm asta și să merem după aia. Nu. Asta mă enervează că Enderman-ul ăla nu moare ziua. Deci... Nu. Se face zi și numai el nu arde. Pe că lumea arde, dar el nu. Adice asta. Nu, bun. Ar trebui să caut niște firea de cărbune. Chiar am nevoie de mâncă. Presim că eu nu o să supraviețuiesc mult aici. Chiar am nevoie de cărbune. Mult, mult, mult. Îmi place lumina. Atât ai de greu, deci acum văd, ai de clar, o să fie tare ciudat, let's play-ul, dar probabil până episodul 2-3 pe acolo o să-mi intru un și eu în mână, dar până acum chiar parcă sunt începător. No. Și sper să veniți abonaților, să vă uitați, dați un like, no. Dați un pic de motivație să continui să-mi intru în mână. Nu știu unde mergeam. Chiar mă gândesc, chiar nu știu unde să-mi fac asta. Mă gândesc în episodul ăsta să-mi iau resursele și să le am în mână aici în inventar și să-mi scrieți în comentariu pe data următoare cum ar trebui să-mi fac asta. Sincer, chiar am nevoie un pic de ajutor. Nu mult, un pic. Niște fier mă de-aș găsi. Haide, ne băgăm, am un ceas. Săracă e harta asta, doamne, săracă. Ne mai jos, aici nu e nimic. E chiar fain să faci un let's play, mă, chiar eu n-am vrut să mă apuc, fiindcă pur și simplu mi-am ieșit din mână cu survival, deci atât am jucat pe Hunger Games, deci, nu știu, e tare ciudat. Iar după let's play-ul ăsta, mă bag și fac un episod de Hunger Games, un pic de relaxare după stresul nopții din Let's Play și... Na. Na. Uite tu cât cărbune și când mi-o trebuie n-a. Incredibil. Luăm ce să facem. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii, chiar insist pe asta, să-mi spuneți cum să-mi fac o casă, cum să-mi fac două, deci unde ar trebui... Na.
asta să fie și lumea voastră, deci să-mi dați și sugestii. Facem împreună. No, mă. De tu cât ai, mă, și acolo n-am găsit mi-o trebuit. Da. Să vedem cu tine, de vizită. Fai, 45. Noroc, după mea. No, bun, pe unde ieși? Zi încă nu se face noapte. Eu, ce lumină acolo? Zic că e la... Hai, ce tare. O să noptăm aici. Să nu dau și de un zombalău și de un... Eu le-am pus aici. Dumnezeu, cum îți minte. Da, cred. Păi, o să ne petrecem noaptea în peștera asta și după aia o să închei episodul, că... De mare să... hai că le iau și mă duc și noapte oricum. M-o fie ce-o fie. Mă duc și-mi iau să... să-mi fac un pat. Nu. Să mergem după ei. Hai de capul meu. Am zis gata toate. Nu-i bine. Doamna oițele. Unde? Opa. Cred că aici am fost. Nu bun. Uite. Să urcăm. Astea sunt niște prostii, astea le folosesc când vreau să urc undeva, că nu știu la ce ajută. Păi, asta a fost ultimul tău sunet, știi? Bun, 1. Hai să urcăm. Chiar îmi place să stau în vale aici, în apa asta. Ăștia scheleți. Nu. Așa ceva, mă. Parcă sunt începător, zău. Trebuie să joc un pic de... Mai fac exerciții în Let's Play, că-s pastă. Oai. Nu. E rău. E bai. Deci, cam asta a fost un episodul ăsta. Sincer, dacă mă mai mișc de aici... Nu, vreau să spar. Nu mă omor. Nu, dispar! Hai de capul meu! Gata, data viitoare, lume! Până atunci, numai bine să aveți, pa, pa! Hai de capul meu! Ioa!